Am văzut că cei de la USR Plus nu-l mai vor pe Florin Câțu premier și i-au retras sprijinul politic. Ce are de gând Partidul Național Liberal să facă de acum încolo? Vă gândiți la varianta, nu știu, să-l schimbați pe Florin Câțu, să aduceți alt premier, să veniți cu altă propunere sau să-l păstrați în continuare, în ciuda faptului că cei de la USR Plus i-au retras sprijinul politic? Eu v-am spus în urmă cu câteva minute că reacția USR Plus la cald este o reacție care este guvernată de un principiu al solidarității cu membrul lor care a fost revocat de prim-ministru. Și pentru a păstra solidaritatea în interiorul USR Plus și între USR și Plus, și acolo e nevoie de solidaritate, această retorică, cum că ar fost demis domnul Voiculescu pentru că l-a răpus mafia din sistemul sanitar sau că decizia lui Florin Câțu ar fost inacceptabilă și că a fost unilaterală sau că ei nu mai acceptă Florin Câțu, astea sunt lucruri care se spun la cald și care în momentul în care atmosfera se normalizează vor fi trecut. Ne-am spus-o repetate rânduri că în momentul în care ești la guvernare sau în momentul în care anticipezi că se vor întâmpla niște lucruri, e foarte bine să ai o retorică adecvată, pentru că altminteri e foarte greu să explici anumite excese de retorică prealabile când lucrurile ajung într-un firesc, care este acest firesc extrem de previzibil pentru toți cei care înțeleg mersul politicii din România. Și din punctul ăsta de vedere, veți observa că această aserțiune, cum că i-au retras sprijinul lui Florin Câțu, este o aserțiune susținută de puțini din liderii USR Plus. Nu este o aserțiune care să fie susținută în masă. Pentru că mulți din miniștrii USR Plus, mulți din liderii importanți, își dau seama că în momentul de față, după rezultatul alegerilor din decembrie 2020, această guvernare este cea mai bună soluție pentru România și că, în condiții normale, suntem condamnați să guvernăm împreună și să aducem la îndeplinire, să zic așa, proiectul, programul de guvernare pe care l-am stabilit împreună. Că mai apar tensiuni, că mai apar probleme, ele trebuie depășite cu înțelepciune. Și trebuie evitate toate acele împrejurări în care spui lucruri pe care va fi greu să le explici peste un timp. M-ați întrebat ce va face Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal astăzi nu are o problemă. Candidatul nostru este prim-ministru în funcție. Nici n-ar trebui să vorbesc de candidatul nostru pentru că avem un ministru în funcție și vorbim de candidat doar dacă ar fi vacantă funcția de prim-ministru, ceea ce nu anticipez că se va întâmpla. Și când spun treaba asta în vedere atât împrejurarea că Partidul Național Liberal îl susține pe Florin Câțu să își continue mandatul, la fel ca și UDMR-ul din declarațiile care am văzut în spațiu public, iar în al doilea rând am în vedere împrejurarea că USR Plus este o structură politică formată din oameni maturi, cu experiență politică, care după ce, repet, atmosfera se normalizează, vor realiza că singura variantă de continuare este cu Florin Câțu prim-ministru și cu puțin mai multă atenție la retorica, mai ales retorica publică. Deci Partidul Național Liberal mizează în acest moment pe faptul că cei de la USR și Plus vor face un pas Păi înapoi în acest conflict. nu avem de ce să nu mizăm. Pentru că la supărare oamenii spun diverse lucruri. A fost o supărare generată de solidaritatea care au cu Vlad Voiculescu, repet, care uman este de înțeles, politic, cred că la începutul săptămânii viitoare lucrurile vor fi clare.